Salutare, toți sunt Cristi și astăzi revin cu o nouă serie. O să jucăm Rexxit. Da, ați auzit bine. După Tekkit și Hexxit urmează Rexxit, care practic este Minecraft modat cu dinozauri. Un lucru pe care chiar vreau să-l văd, adică știu câte ceva, stați așa, știu câte ceva despre dinozauri în Minecraft și chestii, dar niciodată n-am apucat să mă joc moduri cu dinozauri și sunt o groază de chestii adăugate, deci pe lângă chestia centrală care sunt dinozauri în acest mod, că ne, sunt și multe alte lucruri, adică multe alte moduri adăugate în plus care nu sunt în mod pe corp, spre exemplu Hexxit sau Tekkit, pe care eu le-am jucat, și este un fel de adunătură de chestii care o să ne facă survival puțin mai interesant. Oricum, dacă vă place această serie și vreți să vedeți cât mai multe episoade, nu ezitați să apăsați butonul de like, pentru că mă motivează și chestii de genul și deja nu recunosc acolo, Doamne. Bun, suntem pe Minecraft 1.7.10 și cred că este printre puținele... Opa! Este printre puținele modpack-uri care au voxel map. Aoleu, și oribil. Acum înțeleg, stai, deci zoom. Așa, așa mai merge, să zicem. Deci e oribilă mapa asta. Știi ce, las-o așa. Oricum. Hei, un copac fără frunze. Probabil că e chestia de aia, cum se numește, copac din ăla mort, care nu se poate nici măcar crafta. Oricum, hai să începem prin a vedea cu lucrurile pe care le-am început, adică prin a vedea cu ce am început. Am început cu un pixel de piatră, dacă mai țineți voi minte seria de... nici măcar eu nu mai știu cum se numește, dar cu o groază de timp, deci vă dați seama, dacă nici măcar eu nu mai știu cum se numește, că aveam paxele și foloseam chestii de genul și astea erau foarte OP, pentru că sunt practic un topor, un târnăcop și o lopată, toate într-unul, 3 în 1. Bine, sunt OP pentru că nu stai să te carci cu o groază de lucruri și că nu trebuie să stai să schimbi unealta, dar cred că la rezistență nu e prea bun. Avem Material Sand-ul pe care am mai văzut-o de câteva ori. Așa, bun, aici avem niște mâncărică. Persimon, ce domne iartă, mă. Practic e asta cu mamei Tinkers-ul, sau parcă se numește Tinkers, nu sunt sigur. Da, Tinkers, nu, știi ce, las așa, da, uite, Tinkers Construct. Așa, și văd că sunt o groază de chestii de care n-am auzit până acum, o să mă uit, și un Adventure Pack, și ăsta e un rucsac. Deci aici poți să craftezi. Deci e ca și cum aș avea... Ce, Doamne. Ok, ciudat. I see. Pot să-l pun în spate? Nu, nu pot. Era mișto să-l am așa în spate, știi, să vadă, dar... E bun și atât. Oricum, hai să ne vedem de ale noastre, să găsim ceva oițe și nu prea pare să am noroc din partea asta. Ok, dar văd că sunt niște găini aici pe care oricum o să le omor, pentru că ne... Sunt gen 100% sigur că nu o să mai... Serios? Nu o să mai dau pe aici și... Am și morful instalat, what? Nu, 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 nu. Să nu ca... No, hai mă, bine, mă duc, o să cobor pe acolo. Bun, ar trebui să iau niște lemn. Și o să iau folosind tot acest minunat paxel, pentru că este, cum v-am zis, și un topor. Asta explică multe, da. Stăteam și mă gândeam, bă, sau nu era topor? Dar n-avea cum, că nu mai avea ce să mai fie. Ok, hai că o să cobor pe aici și o să iau puiul care a căzut. Ioi. Bine că te-ai dus în... partea aia. L-am luat? Nu l-am luat. Și acum l-am luat. Așa. Mi-am luat ceva de meci, dar nu prea mult. Sunt curios cam cât... Bă, dau ceva HP. Asta înseamnă că sunt worth it de colectat. Dacă era cea de genul de jumate sau de una, nu se meritau. Dar așa la una jumate sunt chiar super bune de început, așa. Să nu murim de foame. Plus că oricum bănuiesc că o să trebuiască să mă bag într-o de asta dacă nu găsesc o nenorocită de oaie. De fapt, nu una, am nevoie de trei, că n-am iron să fac... foarfece. De fapt și nici la foarfece. Nu puteam să mă risc să rămân doar cu una. Greu. Ai, oricum, hai să vedem. Bun, trebuie să găsesc neapărat niște oițe. Nu pare... adică nu se pare... mama ei. Nu văd dinozauri, deci bănuiesc că trebuie să fac eu ceva special sau să-i găsesc în anumite locuri. Mă rog, asta o să... vedem începând data viitoare ce e asta. Pinecone, flippers, pâine... ce? Wading boots? The fuck is this? Da. Nu știu la ce sunt bune ăștia. Pentru că apare nu-mi dau nici pic de armură, nu mă ajută să sar mai sus. Poate că mi-au falling damage redus. Posibil, nu știu. Așa. Hai să vedem. Unde-i soarele? O, ce e aia? Oițe. Oițe și este și modul ăla cu... da... cu... pălăriuțe. Stați așa. Bun, deci bănuiesc că e și morful, stați, oleacă. E morful sau... pur și simplu... ce-am apăsat? M de la mapă... no, in... waypoint, așa... ok, o să trebuiască să mă uit și peste astea. Am decât două. Fuck. Păi, dar parcă am omorât trei. Da, omorâsem trei. Văd în partea aia ceva lavă și niște tin. Dacă erau chestiuțe din alea de iron, mă duceam și le luam cu paxelul, pentru că ne-a ieșit eu un fel de lopată cum ar veni chestiuța asta. Și cred că și noi tot așa cu paxelul o să stăm cam destul de mult timp, pentru că... uite, iron. Uite, de obicei chestia asta aș ignora-o, pentru că n-aș putea să o iau. Dar pentru că avem un paxel, putem să o luăm. Pentru că pe asta nu poți să o iei cu târnăcopul sau cu altceva. Trebuie să o iei cu lopata. Și pentru că paxelul e practic o lopată combinată cu un târnăcop, combinată cu nu știu ce, cu un topor, poți să iei gravelul cum ar veni cu iron. Și e super tare. Și chestii. Bun. Coalul ăsta... stai, deci tu vrei să zici că coalul care era în partea asta și coalul ăsta sunt de fapt unite, una cu cealaltă? Nu știu dacă m-ar deranja așa de rău. Trebuie să mă duc după coalul în partea aia. Bun, am coal 16 bucăți. Și mai și în partea asta. Cred că ajungem la jumătate de stack din astea două locuri cu coal, zic și eu, adică îmi dau și eu cu presupusul, dar posibil să se întâmple așa. Și după aia vreau să mă duc să mă uit puțin pe hartă, să mă chinui, să mă gândesc la un loc în care aș putea să mă duc. În mod pe costa n-avem dungeon-uri, lucru care pentru mine e puțin cam ciudat și probabil și pentru voi, pentru că ne... am avut atâtea episoade din Hexxit, mama e de serie, ai. Asta... sunt curios dacă am ajuns la jumătate de asta cât am zis eu sau nu. Da, am trecut chiar de jumate. Bun, ar trebui să-mi fac un pat. De fapt, asta e, dacă tot văd pe aici anumite locuri... fosile! Stai. Întâi de toate, mama, ei nu am asta, n-am... De ce am făcut eu un pressure? Las-o așa. Las-o așa. Ioi. Asta și asta, un pătuc. Ne punem și, dormim. Până se spawnează mobi și chestii de-astea nasoale. No bun. Și acum în partea asta. Sunt curios ce o să-mi dea. Da. Trebuia să mă fi așteptat chestia să se poată lua doar cu un anumit tip de... Doar cu un anumit tip de unealtă. Ok, în partea asta nimic. Shit. Ok. Ceva eram pe aici, lucruri bune de luat? Mă pare că nu. Da. Ar fi frumos să facem rost de niște iron. Bine, avem 4 bucăți. Mai mult iron. Dăm mai mult iron de atât. Ups. Mă, scuzați. Like dacă ai verificat telefonul când ai auzit notificarea mea. Ok, groază de fosile. Știi, acum parcă nu-mi pare așa de rău că am spart-o pe aia, că mă gândeam că, bă, dacă e ceva... rar și eu am spart-o ca dobitocul și acolo să sară ăștia în cap. Hai că e bine. Osmium! Să mor tu că stai... perfect. Stați așa, stați așa. Bun. Uitați chestia aia, vedeți? Chestia asta e osmium. Stați să facem niște torțe. Sunt bune și 4. Chestia asta e osmium. Ce e osmium și de ce stai așa de încântat? Păi cu ăsta nu faci nimic. Adică efectiv e degeaba. Și... Uitați-vă, deci, în primul rând, se ia cu asta de piatră, nu trebuie să-ți faci unelte din iron pentru ea, cum ar veni, și cu osmiumul nu faci nimic decât e, cum ar veni, un fel de material cum erau rubinul și smaraldul și chestiuța aia, deci smaraldul, rubinul și safirul. Astea, cum erau astea în Tekkit-ul vechi, efectiv faci doar unelte din el și așa nu trebuie să folosim ironul pentru unelte. Și este și foarte rezistent, e gen de 2 ori sau de 3 ori mai rezistent decât ironul, ceea ce e super. Așa, până acum în seria asta n-am văzut niciun mob, ceea ce cred că e un win pentru mine. Ok, 8 bucăți de osmium, super. Cred că... Oh. Și s-a dus situația de win. Cred că ar trebui să ies totuși. Nu știu. Nu prea aș vrea să mor pe aici pentru că nici măcar nu am ceva bază pusă în zona asta încât să zici că, băi, știu cum să mă întorc sau ceva. Plus că o să am nevoie aparent de unelte cât de curând. Așa că aș putea foarte bine să mai iau niște piatră și să am grijă să fac primele mele unelte din piatră și lucruri de genul. Și după aia... De fapt am și osmiumul. Hai să o luăm așa, deci pentru un voxel de osmium să am nevoie, asta cred că e, nu, lapis lazuli, poți să faci lapis lazuli, uite, osmium, uite, HP 700 și ăsta de iron are 250, oh, deci e de vreo 3 ori și încă puțin mai rezistent decât ironul. Și față de diamant este de 2 ori mai puțin rezistent, dar totuși e mult mai puțin mâncau. Adică, uite, știu, ai nevoie de 3 cu 3, ai nevoie de 7 bucăți de HP 500. Da, nu e prea benefic având în vedere că nea, ăsta are HP-ul 500 și cum ar veni e de 2 ori mai puțin valoros la rezistență, dar e chiar foarte fain datorită spațiului și faptului că nu stai să schimbi, să pui mei. Așa. Hai să vedem. Deci tot o să merg pe paxele și chestii de-astea. Chit că pare că nu sunt chiar cele mai benefice lucruri. Așa. Plus că cu oxmium poți să spargi orice. Mai puțin obsidian. Sau de fapt nici obsidian. Nu știu dacă poți să spargi. O să încercăm. Bun. Facem un d-asta. Și hai să... Hai să prăjim osmiumul și să ne facem niște lucruri din el. Ăsta e 0 HP. Da. La fel de bine putem să-l aruncăm. Dar o să fim economici, așa că o să spargem o bucată de piatră cu el. O, da. Și l-am folosit la potențial maxim. Bun. A, ba e, are asta cum se numește. Credeam că n-are... Dying sapling. Credeam că nu are... Inventory Twigs, cred că se numește modul. Stai, pune 2 jumate? Da, fii atent că umple 2 jumate chestia asta. Foarte tare. Foarte tare. Haide. Haide încă o bucată. Și îmi pot crafta un paxel. Așa. Asta am nevoie de mai multe bețe. Mă rog, ce rămâne fac... de-astea. Fac torții. Bun, acum așa, așa și așa, cred. Nu sunt sigur, nu mai țin minte exact, dar am nimerit-o. Bun, avem un paxel de osmium și avem și asta. Asta nu se poate prăji aparent. Nu mai bine, luăm astea și am plecat. No, fine. Acum încotro. Oh, ok, deci hai că e bine asta. Aș putea să mă duc în partea asta cu pădurea, pentru că văd, văd aici o construcție, sau cel puțin lucru care pare a fi o construcție. Și pot să zic că aproape 100% că e o construcție. Ok, nu... Ok. Stai. Să văd. Nezi că mă duc aici. Pot să... Nu pot să pun waypoint. Ah! Damn, stai că puteam. Aici new waypoint, punem F. Dan, așa. Ca să știu încotro mă îndrept și o să o șterg după, pentru că uitați-vă și voi cum se mișcă harta asta. Efectiv nu vreau să stau să... Nu știu, mi se pare ciudată. Eu sunt obișnuit cu chestii mai simple și o să mă bat, așa că atunci când o să vreau să mă duc undeva o să-mi pun waypoint. Ah, o să fie ca și cum a jucat iarăși GTA San Andreas. Amintiri. Oricum, haide mă. Cred că o să închei și eu aici acest prim episod din Rexxit. Deci dacă v-a plăcut acest episod, nu ezitați să apăsați butonul de like. Hai de capul meu să... O săritură amărâtă, nu o să stai să fac, mă. Știi ceva? Las-o baltă. Las-o baltă. Îmi văd de treabă. Da. Cum ziceam, dacă v-a plăcut acest episod, nu este să apăsați butonul de like. Să dați eventual poate și un share să vadă și alții și o să doar asta. Da. Auci. Făcuțe. Mă duc să rezolv... Oh. Aparent cred că știu de unde o să continuăm. Dar asta data viitoare. Bye bye.